Mii de reghineni au ales să-și petreacă ziua națională pe ritmuri populare. În ciuda frigului de afară, cetățenii s-au adunat cu mic cu mare în centrul orașului pentru a sărbători cei 95 de ani de la Marea Unire. Îndrăgiții artiștei reghinului Maria Neag, Sorin Pantea și Doru Pop au dat glas trăirilor naționale cu un spectacol folcloric pe cinste. Soliștii abiau așteptat să cânte din nou pentru reghineni. Nu uita că ești român, că la biserica din sat. Mă bucur că și de această dată pot să urc pe scenă să le dăruiesc locuitorilor din Reghin și nu numai, pentru că în acest an, de 1 decembrie, iată că ceea ce se întâmplă la Reghin se va vedea și la o televiziune națională, așa că o să vadă toți românii din toată țara ce spectacole frumoase și reușite facem noi aici la Reghin. Aș iubi mândrile toate, m-aș teme de păcate. Pentru a multă oară, și nu știu la câtă oară mă simt... Efectiv mă simt acasă, pentru că aici este casa mea, reghinenii mă iubesc, eu îi iubesc la fel de mult și ce pot să le spun? La mulți ani, dragi români! Și la mândra la nuc, să pot gurița să-i țu. Chiar împotriva frigului, care un pic ne-a stat în cale, a fost foarte activ și ne-am bucurat. Eu cel puțin m-am bucurat că am văzut atâta lume și cu steaguri tricolore și... Sufletul îmi crește de bucurie. Ce vreau să zic, că toată lumea ne spunea că ne-am umplut de frig. Acum, probabil că ne-am umplut de frig, dar trebuie să ne gândim și la oameni înaintașii noștri care au mers la Alba Iulia, mulți pe jos, mulți în căruțe și prin zăpadă și prin gești, prin frig. N-au avut nici ceai cald, probabil nici vin cald să le facă nimeni și s-a dus acolo pentru a înfăptui un ideal național care pentru noi a fost sfânt și ar trebui să-l păstrăm așa, cu sfințenie. Cu toate că afară era un frig pătrunzător, mii de oameni și-au încălzit inimile în centrul orașului, iar cei care nu au ieșit din casă au putut vedea întreg spectacolul la televizor. Evenimentul, organizat în colaborare cu postul național Favorit TV, a fost transmis în direct de Dareghin TV.